Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalare generală pentru perioada 1-15 iulie 2022. Etalare pentru zodia fecioară, ascendent lună în zodia fecioară. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, dragilor, haideți să vedem în primul rând care este energia primei săptămâni din luna iulie. Și aici avem un as de bâte, noi începuturi. Începeți o activitate nouă, poate fi vorba de o relație nouă. Na, aveți o energie aici foarte cuceritoare, cineva o să vă atragă atenția într-un mod foarte plăcut, există și foarte multă tentație, poate fi vorba și de începutul unei colaborări, unui loc, nou loc de muncă, unei noi prietenii, ia să vedem, care aduce multă stabilitate, idei noi, aveți curajul de a cunoaște, de a descoperi o anumită persoană, de a vă interesa poate de o anumită persoană. Dacă aveți examene, trebuie să studiați un pic mai mult. Aici văd că aveți piedici din cauza unor persoane din jurul vostru în a reuși la un examen sau încercați să descoperiți anumite lucruri vis-a-vis de ce simte o anumită persoană pentru voi. O persoană foarte ascunsă, dar e o persoană care de fapt vă iubește foarte mult. Mult curaj, multă acțiune, multe inițiative noi și e foarte posibil să fie așa în aer, la un sentiment de aventură, de dorință de a aduce ceva proaspăt în viața voastră. În a doua săptămână avem Marele Preot. Marele Preot care aduce o șansă în viața voastră, ceva foarte stabil, o siguranță financiară. Dacă sunteți căsătoriți, aduce mai multă înțelegere în casa voastră, rezolvări care nu au fost până acum, ce v-au stresat de foarte mult timp. Da, a fost așa un gol în suflet. Marele Preot aduce și o lecție foarte prețioasă, credința, da, de a crede în realizare, în dragoste, pentru că veți avea această realizare în dragoste. Se vede foarte clar, văd că scăpați de o problemă. Puteți rezolva și o chestiune legală, unii dintre voi, sau să aveți de-a face cu o persoană care să vă îndrume sau să vă ajute foarte mult, că primiți o veste foarte bună. Va fi și o săptămână în care veți căuta și soluții, dar le veți și găsi. Apare un potențial, apare un sprijin, un ajutor. Poate fi vorba și de o căsătorie, dar tot ce e bine este concret. Văd asumare de responsabilitate, da, o siguranță financiară, o protecție, poate în unele situații. Și faptul că scăpați de un stres sentimental, emoțional. Aceia dintre voi care ați avut probleme, da, în dragoste, n-ați fost fericiți, nu v-ați găsit pe cineva, n-ați fost iubiți și așa mai departe, lucrurile încep să se schimbe, dar trebuie să profitați de ocazie. Adică aici, unii dintre voi poate aveți anumite dorințe când vine vorba de dragoste. Vă doriți un partener sau o parteneră să fie așa, să fie așa. Și nu cred că o să se așeze lucrurile cum vă doriți, ci în calea voastră va apărea o persoană de care voi aveți nevoie. Deci o persoană care se mulează perfect pe sufletul vostru, nu e o persoană cum o percepeți voi, fizic, emoțional și așa mai departe. În dragoste avem steaua, speranța, vindecarea, dar reușita în dragoste, o dorință care prinde contur pentru că apare și foarte multă curiozitate și foarte multe informații noi, zvonuri care vă pun pe gânduri, poate fi vorba și de o persoană care din străinătate, o persoană străină care vă este în destin. Deci puteți să vă cunoașteți soarta în perioada aceasta, 1-15 iulie. O persoană necunoscută care împărtășește cu voi această suferință. Deci veți avea multe lucruri în comun din punctul acesta de vedere. Ați trecut cam prin aceleași experiențe. Un pic, stați.
Da. O persoană care a fost mințită în dragoste, păcălită în dragoste, parcă se destăinuie la voi și simțiți o legătură aparte cu această persoană. Pe de altă parte, unii dintre voi vă doriți foarte mult o împăcare cu cineva care a dispărut din viața voastră, dar nu vreți, nu vă vindecați, nu reușiți să treceți peste, e o suferință foarte mare. Până când veți analiza lucrurile exact cum s-au întâmplat și apare și schimbarea sau treceți printr-o vindecare sufletească, lucru care o să vă ajute foarte mult în viitor sau în viitoarele povești de dragoste sau dacă apare o împăcare, că apare și energia unei împăcări. Tot ce vine, vine ca o soluție pentru voi. Din punct de vedere profesional avem spânzuratul care aduce o stagnare. Dar, în același timp, va aduce și o ofertă foarte interesantă pentru un loc de muncă. Poate sunteți în concediu și apare o altă variantă, o altă posibilitate de a începe un nou loc de muncă. Pe de altă parte, poate fi și o perioadă foarte intensă în care lucrurile încep să se așeze, văd o îmbunătățire, un progres, o avansare la locul de muncă care apare. Sau aceia dintre voi care n-ați avut un loc de muncă până acum, sunt șanse foarte mari să vă găsiți în perioada aceasta. Tot ce veți auzi, veți întâmpina, veți întâlni, da? Oameni, situații, nimic nu este întâmplător. Poate vine cineva în vizită și vă zice de un loc de muncă foarte bun. Poate începeți o afacere, poate puneți în aplicare o idee, un plan pe care îl aveți. Deci veți sta bine din punct de vedere profesional. Financiar avem moartea, care aduce o schimbare radicală în veniturile voastre. Și roata destinului, un noroc care vă schimbă viața radical. Da? Câștigați. Câștigați sau pierdeți, depinde de la caz la caz, că roata norocului este imprevizibilă și moartea duce un final natural. Da? Finalul problemelor sau finalul stării de bine. Depinde de la caz la caz, de aici văd o soluție, o variantă. O situație care se ca un miracol. Nu, eu zic că e vorba de la caz la caz, pentru că apare și o pierdere. Deci dacă sunteți cu jocurile de noroc, apare o pierdere, dar unii dintre voi văd un succes foarte mare, o reușită foarte, foarte mare pe planul financiar. E o schimbare radicală din punctul acesta de vedere, ceva neașteptat. Ia să mai vreau o carte. Câștigați, câștigați bine, dar atrageți multă invidie care aduce pierzanie. Deci trebuie să aveți grijă, da, cui vă destăinuiți din punctul acesta de vedere. Vedem două mesaje suplimentare. Nu, unii dintre voi chiar veți avea parte de câștiguri neașteptate. Veți avea peste noapte stabilitate financiară și nu vă vine să credeți. Asta e clar, că e ca un secret, da, care aduce această siguranță. Pe sănătate avem regina de cupe. Sunteți foarte emotivi, sensibili în perioada următoare. Aici apare oarecare depresie, anxietate, nopți nedormite, griji, care vă afectează din punct de vedere al sănătății sau vă îngrijorează sănătatea unei femei. Dacă sunteți femei, apar bufeuri de astea, insomnii sau poate sunteți la menopauză sau va fi perioada mai sensibilă sau vă știți cu o problemă mai delicată de sănătate ce ține, sau, da, ce ține de organele feminine, apare și o schimbare radicală cu multă credință. Aici văd că scăpați de un necaz din punct de vedere al sănătății. Trebuie multă rugăciune, multă credință. Iar surpriza vine cu luna. Din nou avem energia lunii. Poate emoțiile vor juca un rol important în viața voastră, poate aveți de-a face cu un rac care vă marchează viața. Ei bine, fiind luna pe poziția surprizelor, e foarte posibil să... Sau, în primul rând, trebuie să fiți atenți la vise, la ce visați, le notați undeva, pentru că visele vor avea pentru voi în perioada următoare niște mesaje codate, niște mesaje care vă vor fi de folos la un moment dat, probabil. Să fiți atenți la ce visați și să vă analizați cu atenție ceea ce visați, pentru că are o anumită importanță. Pe de altă parte, văd că scăpați
sau depășiți un moment de rătăcire, iluzii, nesiguranță, teamă, scăpați de aceste lucruri, dar le puneți așa pe pauză, gata, stop, nu mai vreau să știu nimic, nu mai vreau să mă implic în nimic, câștiguri financiare, rivalitate, sunteți așa puși pe anumite schimbări și evitați anumite conflicte unii dintre voi. Apar și câștiguri financiare, văd că aflați de o anumită rivalitate, de anumite pedici care vi le pune în cale o anumită persoană și veți scăpa de acea energie, scăpați de tot ce este negativ și lucrul acesta va aduce o dragoste frumoasă în viața voastră. Deci trebuie făcută o schimbare. Aici, din nou, e posibil ca anumite persoane să dispară din viața voastră, dar nimic nu este întâmplător. Sunt persoane cu energii joase, cu energii negative, care vă luau din dragoste, din speranță, din tot. Și văd că vine dragostea în viața voastră. Primiți un mesaj de dragoste când vă așteptați mai puțin. Ca să aveți aceste reușite, trebuie să vă desprindeți un pic sau să vă detașați un pic de gândurile profunde. Da? Să nu vă mai, să trăiți viața într-un mod mai relaxat, să vă detașați de tot ce vă tulbură în viața de zi cu zi. Da? Dacă unii dintre voi vă axați pe partea financiară și vă îngrijorați, vai, n-am bani, vai, ce mă fac, am datorii, trebuie să cumpăr aia, trebuie să fac cealaltă, detașați-vă de gândul ăsta pentru că o să vină banii mai ușor în viața voastră. Pe plan profesional, la fel, m-am săturat de locul ăsta de muncă, vreau un alt loc, eu nu-mi găsesc, ar vrea să îmi găsesc ceva de muncă, sau vreau să încep o afacere sau afacerea mea nu merge. Gândurile acestea negative, detașați-vă de ele că lucrurile se așează și în dragoste la fel. Nu mi-am găsit jumătatea, nu mai iubește persoana de lângă mine, vreau să mă împac cu X și așa mai departe. Detașându-vă de aceste energii, veți avea succes. Da? Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!